de 20 de ani în firmă, îmi arată că primul lucru pe care îl facem când ne întâlnim cu cineva este, pe lângă analiză, este judecată și, nu în ultimul rând, este cea mai importantă impresie cu care rămânem în urmă cu un contact. Primele 60 de secunde înseamnă puțin, dar în același timp foarte mult. De ce? Pentru că înseamnă atitudine, înseamnă limbajul trupului, al îmbrăcămintii pe care o purtăm, al mersului, al chiar a prezentării. Mă voi opri în seara asta pentru că speech-ul este scurt. Ca să nu plictisească, nu, dar trebuie să respecte 60 de secunde și vă voi explica de ce. Mă voi opri la două aspecte. Unul este întinderea mâinii, pentru că este primul contact pe care îl avem când ne prezentăm. Și al doilea aspect este cum ne prezentăm în 60 de secunde. Este inspirat din Q&A, din networking și este distanța între un nivel și altul la un lift, în momentul în care ne putem întâlni cu omul care l-am dorit să ne întâlnim 10 ani de zile, nu l-am văzut, ne întâlnim în lift și trebuie să-i atragem atenția cele 60 de secunde. Voi începe cu strângerea de mână. Cred că toată lumea știe, dacă dorește cineva, o putem și exemplifica, dacă cineva se oferă, asta o putem face împreună. Mulțumesc! O strângere de mână corectă ține cont de foarte multe lucruri, dar în primul rând de distanță dintre oameni. Atenția nu intra în cercul prea scurt sau în cercul prea lung. Deci, o strângere de mână așa nu este corect. De ce? Pentru că mâna mea este prea întinsă, distanța este prea lungă, ar trebui să fie cam așa. Deci, primul lucru a nu face este a nu ține mâna întinsă, pentru că înseamnă că nu ai cât respect pe omul respectiv, nu te-ai apropiat suficient. Trebuie totul să fie 90 la 90 de grade. Al doilea lucru pe care îl facem poate uneori bine sau nu, dar corect, este ca aici să fie perpendicular pe sol. Da? A face așa înseamnă că eu când împing mâna și îi spun așa, îi spun te domin. Iar el dacă mă împinge așa, înseamnă că spune sunt slab, domină-mă, cere dominare. Deci nu vă sfătuiesc. Iar dacă cineva vă întinde mâna așa, de jos, imediat îl duceți la locul care trebuie. Deci nu așa, nu așa, pentru că cereți dominare. Aștia sunt greșeli. Mergem mai departe. În momentul în care strângem, vedeți, ni se unesc aici. Nu mă duc aici. O mână flască, leagă, un pui mort, așa ca și cum s-a dezghețat acum, nu face plăcere nimănui. Da? Deci duc mâna dreaptă, fermă, nici să-l strâng în menghină, nici să înțeleagă că nu am nicio personalitate și sunt slab. Iarăși, un lucru care se face oarecum, mă rog, nu știu dacă toată lumea, dar eu l-am întâlnit foarte des în întâlniri, este de a nu smutura nene, că nu ești acolo să-l aduci la viață. Una, două, trei, de trei ori maxim, ferm, și în același timp îl privesc în ochi și mă împlinim. Asta este poziția corectă. Și nu vă spun numai din experiență, ci și din carte, de aia l-am și adus-o ca să vă spun că ceea ce am citit aici mi s-a părut important de împărtășit și le întâlnesc greșelile în discuțiile mele pe care le am cu foarte multă lume. Deci strângerea de mână este foarte importantă. Spune despre noi dacă suntem puternici, dacă suntem gata să lucrăm și nu în ultimul rând limbajul picioarelor la strângerea de mână. Cum suntem noi acum, de fapt nu ne pasă unul de noi. Eu fac o prezentare, deci îmi pasă de dumneavoastră, dar Domnul trebuie să fie. Deci trebuie să fim cu vârfurile unul la altul. Asta înseamnă că ne interesează persoana, îl privesc în ochi, închid mâna și spun de două ori, închid mâna. Dacă suntem într-o discuție și unul din picior pleacă într-o parte sau chiar amândouă și închid o mână așa, înseamnă ok, mai vedem. Deci atenție la modul în care suntem îndreptați unul spre altul, pentru a ne arăta interesul sau dezinteresul. Doriți să-i arătați dezinteres, faceți așa, nu e nicio problemă, dar transmiteți alt mesaj decât cel de interes. Și
Mulțumesc frumos! Asta a fost despre strângerea de mână. Sunt multe spuse, chiar vă recomand Tonia Raiman, Limbajul trupului, vorbește despre foarte multe lucruri. Cele 60 de secunde pe care vă spuneam că sunt cruciale, eu le-am întâlnit și am profitat de ele. Într-una din întâlnirile Bienai, la fel mi se cerea o prezentare de 60 de secunde. Ce conține? Conține numele, poziția, firma unde lucrez, foarte important, ce vrei să spui despre firma ta, sunt lucruri memorabile pentru a-i atrage atenția persoanei respective și a-i capta interesul de a te căuta sau de a accepta o întâlnire. Nu-i poți spune povestea vieții, povestea firmei. Știți, am fost și acolo și am fost și acolo, lucrez și cu ăla, nu-l interesează, a pierdut imediat. Trebuie să-i spui un lucru care să-l intereseze și să-l facă foarte, foarte atent la a primi o carte de vizită și a te căuta sau a primi un interviu după aceea să-ți prezinți firma. Deci este important să fie memorabilă prezentarea scurtă. Și nu uitați în final să-i reamintiți cine sunteți și de la ce firmă. Acele lucruri rămân. Vă spuneam din experiența personală, în urma unei întâlniri de BNI, în urma celor 60 de secunde, cu care întotdeauna m-am opus și am spus, e prea puțin, ce pot să spun pentru o experiență de 20 de ani, din 4.000 de articole pe care le vând, dintr-o gamă de, nu știu, 300-400 de magazine, cărora le vine, cum să spun în 60 de secunde toate lucrurile astea? Am învățat, m-am educat și, într-adevăr, are importanță. În urma celor 60 de secunde și a unui lucru pe care l-am spus despre noi, și anume, vrem 100% din toate comenzile, am avut un contract de peste 1.000.000 de euro pe an cu o firmă care acolo ne-am cunoscut. De ce? Avea nevoie de o firmă care livrează 100% în 100. Pentru a livra cu 48 de ani. Deci a fost lucru care l-a interesat și care eu am reușit în 60 de zile pe capul de atenție. Vă sfătuiesc să fiți atenți la fiecare detaliu, atenție la strângerea de mână și la discurs.